La Vatra Dornei s-a desfășurat duminică cea de-a șasea ediție a campionatului balcanic de alergare montană, competiție la care au participat atleți din 7 țări: Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia, Moldova, Turcia și România. Prezentă în competiție a fost și mușceleanca Denisa Dragomir, originară din comuna Berevoiești, cea care a început atletismul la CS Mușcel Câmpulung, dar care în prezent este legitimată la CSM Pitești și este antrenată de Valentin Coroja. La Vatra Dornei, Denisa a făcut o cursă senzațională în proba senioarelor și a obținut la final de două ori medalia de aur. Mai întâi la individual, după 46 de minute și 12 secunde, timpul scos pe cei 8 km cât a însumat traseul, și apoi la echipe alături de Nicoleta Petrescu și Andra Ologu. Este un rezultat care o readuce pe mușceleancă în prim plan și care demonstrează că a trecut peste perioada mai puțin fastă de la începutul senioratului. Să mai spunem că Denisa Dragomir a fost aleasă imaginea acestei competiții, o fotografie a ei fiind postată atât pe afișul de prezentare, cât și pe diplomele oferite participanților.